Hei, salut drăguților! Eu sunt Lumi și bine ați venit în lumea mea! Bine ați venit în lumea mea și în 2022, așa că vreau să încep acest clip prin a vă spune la mulți ani, să aveți un an minunat, să aveți un an bun, să aveți un an așa cum vă doriți voi, să fiți bine, să fiți sănătoși, să fiți fericiți, să fiți alături de cei dragi vouă. Lucrurile acestea vi le doresc vouă și lucrurile acestea mi le doresc și eu pentru anul 2022. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în anul 2021 și sper că veți continua să rămâneți alături de mine și în 2022. Și dacă nu ați făcut-o încă, puteți repejor să vă abonați acestui canal, apăsați butonul de subscribe și dacă vă place acest clip, să apăsați și butonul de like. Ar fi un început de an foarte frumos pentru mine să ne adunăm cât mai mulți oameni pe acest canal de YouTube. Iar clipul de astăzi vine ca un clip de început de an în care vreau să vă spun în primul rând de ce am lipsit de pe YouTube, pentru că am lipsit mai bine de o lună, și ce o să se întâmple în 2022. Am vești bune, am vești proaspete pentru voi, am vești pe care vreau să vi le împărtășesc și o să vedem ce o să fie în anul 2022 și ce o să aducă nou canalul de YouTube. Așadar, vă spuneam că am lipsit la sfârșitul anului și la începutul lui 2022, când este o perioadă în care youtuberii sunt foarte activi, postează chestii legate de sărbători și așa mai departe. Aveam și eu un plan, multe clipuri de postat, clipuri de Crăciun cu decorațiuni, cu târgul de Crăciun, și așa mai departe. Aveam foarte multe idei și, bineînțeles, și la început de an, clipurile, care se fac de obicei, despre cum a fost anul ce a trecut, despre cum ne dorim să fie anul 2022, rezoluții, planuri, însă, din păcate, trăim vremurile pe care le trăim cu această pandemie care nu se mai termină și care ne dă de foarte multe ori planurile peste cap. Așa s-a întâmplat și în cazul meu, pentru că în decembrie, la grădinița fetiței mele, au fost cazuri de COVID și atunci ea, fiind contact 1, persoană contact 1, a trebuit să stea acasă în carantină. Și bineînțeles că nu am putut să filmez. Mi-este destul de greu când este ea să deschid camera să filmez, pentru că nu vreau să o expun, și atunci nu am mai filmat nimic, nu am mai avut clipuri de postat și am zis că ok, o să iau o pauză până începe 2022 și atunci o să recuperez. Dar în 2022, după 2 săptămâni de vacanță de Crăciun și de Revelion, a avut și ea vacanță de la grădiniță, am avut și eu vacanță de la lucru, am zis că o să revină lucrurile la normal, dar după 2 zile de grădiniță au decis să închidă grădinița de tot, pentru că au avut foarte multe cazuri de COVID. Îngrijitorii, deci educatorii, au fost bolnavi și au închis grădinița, așa că a trebuit să stea iar acasă Corina și bineînțeles că eu nu am putut să filmez și tot așa, această poveste care nu se mai termină, însă nu a fost numai acesta motivul, pentru că și soțul meu a fost acasă, deci aș fi putut să găsesc timp să filmez, însă a fost o perioadă pentru mine în care nu am avut energia necesară începutul de an. Nu am avut inspirație, nu am avut energie, nu am avut chef. Am avut stări tipice, să spun așa, stări clasice pentru o femeie care este în primul trimestru de sarcină. Da, dragilor, o să anunț acum, așa, pentru toată lumea, că în 2022 o să vină bebe 2. Adică am aici în burtică un bebeluș. Sunt la început de sarcină, bineînțeles, și cele care știți, care sunteți mămici, care ați trecut prin perioada asta de sarcină, știți că la început ești foarte obosită și nu ai energie și ai așa stări care nu îți dau un confort, și pentru mine nu a fost o stare potrivită pentru a filma, pentru că mie îmi place așa aici când filmez, să fiu energică, să vă transmit energie pozitivă și să fie totul bine.
Așadar, familia noastră se va mări în 2022, ne dorim să fie totul bine, ne dorim să avem un an minunat și sperăm să fie acest lucru din tot sufletul nostru. O să vină un bebe, o să vin conform planificărilor în luna august, în vară, deci acum să spun că sunt aproape la sfârșitul primului trimestru de sarcină și încep încet să-mi revin, pentru că am avut o perioadă de grețuri, de oboseală și de stări nu foarte confortabile, dar îmi revin și o să îmi reiau aici activitatea pe YouTube. Așa că anul 2022 o să vină cu câteva noutăți pe canalul de YouTube, pe lângă clipurile obișnuite pe care le postez eu, încercând să ofer informații și să vorbesc așa despre viața în Austria, despre viața în Viena, o să vină și o serie de clipuri legate de sarcină, de maternitate, de cum merge o sarcină, ce avem voie să facem și ce nu avem voie să facem în sarcină și așa mai departe. Și o să revin, bineînțeles, cu clipurile care cred eu că sunt de cel mai mult interes printre voi, printre cei care mă urmăriți, și anume legate de ce trebuie să facem dacă suntem însărcinate, documente, acte, mutărșuți, carent, tot ce ține de lucrurile acestea. Așa că dacă sunteți viitoare mămici, viitor tătici, abonați-vă pentru a fi la curent cu lucrurile acestea și pentru a primi notificări atunci când postez clipuri noi. Eu am mai făcut câteva clipuri legate de aceste subiecte, însă a trecut ceva timp de atunci, iar acum, trecând din nou prin această perioadă, o să fiu la curent cu tot ceea ce trebuie să faceți. Lucrurile s-au mai schimbat și din cauza pandemiei, așa că o să vin cu informații noi și proaspete și la zi despre toate aspectele acestea legate de maternitate, de aducerea pe lume a unui bebeluș în Austria și în Viena. Sper să reușesc în continuare să postez cel puțin un clip pe săptămână, dacă nu o să fie și clipuri extra, și sper să reușesc să nu fac clipuri foarte lungi, ci să fiu așa un pic mai scurtă și la obiect, să vorbesc despre câte un lucru în fiecare clip, să fim un pic mai eficienți și să nu vă plictisesc cu clipuri lungi de 20-30 de minute. Dacă aveți sugestii, dacă aveți subiecte despre care ați vrea ca eu să vă vorbesc, despre care aveți nevoie de informații, scrieți-mi în comentarii și cu drag o să mă informez și o să încerc să fac clipuri și pentru aceste subiecte pe care voi le vreți, de care sunteți interesați. Așa că sugestiile voastre sunt oricând binevenite, îmi dați și mie idei de clipuri noi și pot și eu să vă ajut atât cât mă pricep cu informațiile pe care vi le pot oferi. Și cam acesta este planul pentru 2022. Sper să fie totul bine, sper să meargă lucrurile așa cum trebuie să meargă, să fim cu toții sănătoși și să ne bucurăm de fiecare clipă, de fiecare moment, pentru că lucrurile se schimbă foarte repede și nu știm niciodată ce o să urmeze. La mulți ani vă spun încă o dată, sper să fiți în continuare alături de mine și sper să vă ajute informațiile și clipurile pe care le postez eu aici pe canalul de YouTube. Mă găsiți și pe Facebook, mă găsiți și pe Instagram. O să încerc să revin, să îmi reiau energia, să postez acolo mai mult, mai pun poze, mai povestesc așa din ce se întâmplă în viața mea. Și cu toate acestea închid clipul, vă aștept la clipul următor, iar până atunci vă pup, pa, pa! Don't forget.